Bine te-am găsit, draga mea, urmăritoare! În acest tutorial am să îți prezint construcție unghii tehnice cu gel de la A la Z. Și deși știu că acest curs poate părea plictisitor, având aproximativ o oră, puneți întrebarea următoare: dacă tutorialul de pe YouTube are o oră, cursul de pe Patreon, platforma mea de cursuri online, cât timp are? Bun. Încep prin a mătui unghia naturală a clientei mele cu o pilă de carton, granulație 100 pe 180. Folosesc partea de 180, partea mai fină. Desprăfuiesc. După care încep și scurtez unghia naturală, marginea liberă, la 1 mm lungime. 1 mm trebuie să aibă marginea liberă atunci când facem construcție cu gel pe șablon sau cu orice material, cu acril gel sau cu ojă semipermanentă. Unghia naturală trebuie să aibă 1 mm marginea liberă. Desprăfuiesc mereu pentru a avea vizibilitate și trec la următoarea unghiuță, făcând aceeași procedură: mătuirea unghiei, după care scurtarea marginii libere la 1 mm lungime. După cum poți observa, draga mea urmăritoare, forma unghiei clientei mele este un pătrat spre trapezoidal. Așadar, forma recomandată îi este pătrat scurt, eventual cu colțuri rotunjite, dar asta rămâne la alegerea clientei. Scurtez unghiuța. Colțul, punctul de creștere al unghiei naturale totdeauna trebuie să fie ușor rotunjit, însă atenție, draga mea urmăritoare, nu trebuie să pilești foarte tare în punctul de creștere, da? Practic să pilești prea tare marginea liberă sau punctul de creștere lateral a unghiei. Este foarte important acest lucru. Multe fete, multe manicuriste începătoare fac această greșeală, având tendința să îngusteze unghia încă de la început, unghia naturală, fără să-și dea seama că această unghiuță, când va crește, va crește natural cu niște colțuri apoi. Lățimea fiind cea reală, chiar dacă am pilit puțin la marginea liberă. Bun, următorul pas este împingerea cuticulei cu pusherul. Desprinderea, ridicarea cu pusherul. Nu este nevoie să punem foarte multă forță,
Însă trebuie să avem grijă, mai ales în situația de față, se vede cum ușor se înroșește faldul proximal în momentul în care împing cuticula, pentru că este o cuticulă ușor întărită și uscată, deshidratată. Se poate observa cu ochiul liber acest lucru, că este foarte multă piele uscată și foiiță escamată pe acolo. Următorul pas după desprindere cu pusherul este desprinderea ligamentelor cu bitul lacrimă galben, folosind freza pe forward, turațiile fiind între 15 și 25.000 de rotații pe minut. Eu folosesc freza maraton. Cine nu are maraton poate să folosească aceleași turații, însă dacă este o freză mai slabă calitativ, practic turațiile de 15-25.000 de rotații pe minut vor fi, comparativ cu freza mea, poate 5.000 de rotații pe minut. Așa, bitul este un bit de pe distridentplus.ro. Găsiți codul și toate detaliile produselor folosite în descrierea acestui tutorial sau fixat în primul comentariu. Este foarte important ca freza să o ținem înspre partea stângă a unghiei în momentul în care pilim în stânga. Apoi, când voi pili pe reverse, spre dreapta, și freza mea va fi spre dreapta degetului. Acest lucru ne ajută să nu facem o dungă, un șanț în unghia naturală. Este foarte important, draga mea urmăritoare, să nu apeși cu bitul pe placa unghială. Bitul să fie sprijinit sub cuticulă, practic tu să te ții agățată de cuticulă cu el, ci nu să te apeși pe placa unghială. Desprăfuiesc mereu, cât mai des, pentru a avea vizibilitate în zona de lucru. Apoi am schimbat sensul de rotație al frezei pe reverse, adică spre dreapta, și iată cum stiloul meu este orientat înspre dreapta degetului. Draga mea urmăritoare, nu uita să te abonezi la canalul meu dacă îți place ceea ce vezi în tutorialele mele, felul cum îți explic și cum este filmat sau orice altceva. De asemenea, poți să apeși și clopoțelul de lângă Abonează-te pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Să nu fii nevoită să cauți în YouTube, ci să primești notificare când postez ceva nou. De asemenea, poți să dai și like sau share tutorialului sau mai multor tutoriale pentru a vedea cât mai multe fete aceste informații despre unghiile tehnice. Nu uita, draga mea urmăritoare, că eu susțin și cursuri atât la fața locului, în salonul meu din Bistrița Năsăud, cât și online pe platforma de cursuri Patreon, al cărui link îl găsești în descrierea acestui tutorial sau fixat în primul comentariu. Acest tutorial face parte dintr-un curs de pe Patreon din nivelul de construcție,
cel mai premium nivel al momentului, la care dacă te abonezi, ai acces la toate cursurile cu preț mai mic ca și nivel decât cel de construcție. De asemenea, când te înscrii, ai acces la toate cursurile postate anterior. Atenție! Cursuri postate din luna mai 2019. De asemenea, dacă te înscrii în nivelul de cursuri construcție pe Patreon, ai acces la un grup privat de Messenger unde mă poți întreba în timp real orice legat de unghii, iar eu să-ți răspund mult mai repede decât aș face-o dacă ai posta un comentariu pe platformă. Și mai mult, ca un plus, vine faptul că ai acces la un grup privat de Facebook unde odată pe lună intru live cu câte o manicură sau un model sau orice legat de unghii tehnice și unde poți să mă întrebi mult mai multe, iar eu să-ți pot chiar dovedi în timpul live-ului, arăta, explica ceea ce tu mă întrebi și îmi spui că nu știi sau nu ai înțeles din cursuri până acum. Draga mea, dacă dorești să te abonezi la cursurile mele de manicură online, îți sugerez doar să o faci cât mai repede, deoarece locurile sunt limitate la 10. Dar din aceste 10 locuri, mai sunt doar 7 disponibile la momentul la care eu înregistrez vocea acestui tutorial. Așadar, grăbește-te! Dacă îți dorești să înveți despre unghiile tehnice și nu ai posibilitatea să vii la un curs fizic în salonul meu din Bistrița Năsăud, înscrie-te cât mai repede la cursurile mele de manicură online de pe Patreon. De asemenea, și dacă te înscrii la nivelul de întreținere, ai acces la grupul privat de Messenger, unde mă poți întreba orice legat de unghii tehnice. Și acolo sunt locurile limitate, iar acolo, în momentul de față, mai sunt 23 de locuri disponibile. Așa că, grăbește-te, draga mea! E doar o sugestie, dar e spre binele tău. Să revin la tutorialul meu. Încep să ridic cuticula, sau am început deja să ridic cuticula cu bitul conico-cilindric roșu pe revers. Pentru că freza era pe revers, deja de la bitul anterior am rămas tot pe revers, să ridic cuticula de la mijloc spre dreapta. Bitul este poziționat ca și cum aș înțepa în unghiuță și este orientat ușor înspre dreapta degetului. De asemenea, și codul acestui bit îl poți găsi în secțiunea descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial. Biturile sunt achiziționate de pe site-ul distridentplus.ro, unde dacă în secțiunea comentarii și dacă îți comanzi minim 10 bituri la 5,90 lei, îl primești pe al 11-lea gratuit, scriind codul Ionela în secțiunea comentarii. Drăguț, nu-i așa? Oricum, bituri ne trebuie cât mai multe, de mai multe feluri și chiar de același fel mai multe bucăți, pentru că depinde de ce flux de clientelă ai, se tocesc destul de repede. Așadar, cu siguranță ai nevoie de minim 10 bituri la 5,90 lei și îl primești pe al 11-lea gratuit dacă scrii codul Ionela în secțiunea comentarii. Am trecut pe sensul de rotație forward, ținând bitul ca și cum aș înțepa în unghiuță și orientat ușor înspre stânga degetului. Rotațiile la acest bit sunt aceleași ca și la celălalt, între 15.000 de rotații pe minut și 25.000. Iată deja
Ce aspect frumos are unghiuța! În momentul în care voi termina de tăiat cuticula și de finisat faldurile, eu sincer aș fi lăsat în felul acesta unghiuțele. Aș fi dat doar un protector sau un întăritor de unghii tehnice, de unghii naturale, pardon, sau chiar o bază simplă, subțire, transparentă, de o josem permanentă și le-aș fi lăsat așa. Deși nu are forma cea mai potrivită și cea mai perfectă, mie mi-au plăcut foarte tare cum arătau așa, având în vedere diferența before and after. Chiar te rog să fii atentă și să vezi diferența, să vezi rezultatul. În ultima perioadă, draga mea urmăritoare, multe fete mi-ați scris pe Facebook sau Instagram, paginile mele personale, cu numele Dascăl Ionela Ana, la fel ca și canalul de YouTube, mi-ați scris că ați dori să vedeți cum se curăță cuticula, cum o facem atât de fină, cum o facem atât de perfectă, atât de frumos curățată. Și iată, a venit și acest tutorial, ca o prescurtare a cursului de manicură online din nivelul de construcție de pe Patreon. Deci, cum spuneam și la începutul tutorialului, gândește-te, dacă tutorialul de pe YouTube are aproximativ o oră, cursul de pe Patreon cât timp are? Forfecuța folosită în acest tutorial este una ce eu o achiziționez din orașul meu, Bistrița Năsăud, de la un magazin. Însă tu trebuie să fii foarte atentă în momentul în care achiziționezi o forfecuță să fie foarte subțire, foarte îngustă, da? În acest moment, dacă ar fi să-ți recomand o forfecuță, aș recomanda Stalex 10 pe 1 sau 11 pe 1. Găsește aceste tipuri de forfecuță Magnolia sau Zebra pe site-ul bereski.ro sau lineilsboutique.ro. Iată cât de frumos s-a curățat în acea zonă. Vei vedea până la final cum se curăță și mai bine de atât. Există acolo o bătătură, un punct foarte urât ca și aspect și o să vezi ce frumos se curăță până la final. Cât de frumos devine, nu se mai vede nimic inestetic. Mi-amintesc acum că mai am un tutorial pe canalul meu de YouTube de aproximativ 35 de minute și dacă acolo aveam teama că nu o să vizionați tot tutorialul și că apoi o să scrieți în comentarii întrebări al căror răspuns îl găseați în tutorial, mi-am învins teama și tocmai din această cauză am îndrăznit ca acest tutorial să-l fac cu mult mai lung decât acel. Pentru că foarte, foarte multe dintre voi, dragile mele urmăritoare, mi-ați lăsat comentariu cum că ați revăzut de chiar mai multe ori tot tutorialul, întreg tutorialul, minut cu minut. Așadar, draga mea urmăritoare, având în vedere că nu am ce să vorbesc și știi bine că mie îmi place să vorbesc mult, pe acest tutorial fiind atât de lung, profit de ocazia de a-ți mulțumi că ești urmăritoarea mea de atât timp, atât de mult timp. Îți mulțumesc și vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare. Îmi propun ca măcar anul acesta să ajung la numărul de 50.000 de abonați, dacă nu și mai mult. Iar de aceea, dacă tu mă iubești, în ghilimele spus, apreciez munca mea, apreciez gesturile mele pentru tine,
Rugămintea mea este ca fiecare urmăritoare ce vizionează acest tutorial și ascultă exact în aceste minute, secunde, ceea ce eu spun, să distribui acest tutorial pe rețelele tale de socializare, cum ar fi Facebook, chiar în grupuri de manicură sau, știu eu, oriunde altundeva. De asemenea, dacă într-un grup de manicură ai vedea o întrebare a cuiva, cum că dorește să vadă un tutorial sau întreabă ceva al cărui răspuns l-ar putea găsi în acest tutorial și tu știi că îl poate găsi, recomandarea mea este, sau rugămintea mea este să-i lași linkul acestui tutorial în comentarii ca ea să-l poată viziona și de asemenea să devină și ea abonata canalului meu. Aș aprecia mult dacă ai face acest gest pentru mine. Iată, deja arată super frumos și mai avem doar un pas, anume acela de finisare a faldurilor laterale cu bitul sferă. Folosesc freza pe forward, doar pe forward la această etapă, aceleași turații, 15-35 de mii de rotații, 15-25 de mii de rotații pe minut, scuze. Și este foarte important ca sensul de mișcare al bitului, al stiloului, al mâinii în care țin freza să fie spre stânga, mereu spre stânga. Oricum aș ține, să meargă freza spre stânga. Dacă nu merge spre stânga, ci merge spre dreapta, să știi, draga mea urmăritoare, că nu își face treaba acest bit, adică nu pilește. Foarte important să știi acest lucru. Iată ce frumos arată deja. În acest moment mă refeream puțin mai devreme că mi-ar fi plăcut să lasă în stadiul acesta unghiuțele, pentru că mi se par foarte, foarte frumoase, mult mai aspectoase decât momentul în care a venit clienta la biroul meu. Și nu arăta în felul acesta din motiv că ar fi lucrat foarte mult sau ar fi lucrat într-un domeniu mai dezavantajos, ci din motivul deshidratării sau mai bine zis al nehidratării corespunzătoare. Este vorba doar despre acea squamă albă din jurul cuticulei, da, pe placa unghială și al bătăturilor, da, al faldurilor laterale care sunt foarte proeminente și uscate, sunt așa albe, după cum poți voi vedea chiar și aici. Iată cum este acolo o zonă care arată puțin urâțel, dar chiar în cursul de pe Patreon poți să vezi cum elimin definitiv acea foiță albă din acel punct. Este foarte important să reușești să faci și tu acest lucru pentru clienta ta, draga mea urmăritoare. Ea va aprecia foarte mult. Pot să-ți spun din experiența celor 7 ani ai mei de muncă la cliente că mare parte din clientele mele de-a lungul timpului am realizat că m-au ales pentru faptul că le curățam foarte frumos cuticula și faldurile. Aș putea să mă descriu că sunt obsedată de a face acest lucru. Am o satisfacție mare când văd rezultatele, când văd before and after și de aceea încerc să te învăț și pe tine cât mai mult, cât mai aprofundat să faci acest lucru. Și după cum spuneam, exact pata aceea albă poți să vezi în cursul de pe Patreon din nivelul de construcție, cum o elimin, cum o finisez, astfel încât să fie mult, mult mai curată acea zonă, să nici nu se vadă că ar fi fost acolo o problemă anterior.
Iată ce frumos se finisează, deoarece în momentul în care am tăiat bătăturile de pe faldurile laterale cu forfecuța, am lăsat câteva dungi, da? Niște denivelări, niște diferențe de piele acolo, iar pentru acest motiv finisăm faldurile cu sfera, ca acea diferență de nivel să nu se simtă la atingere și nici vizual să nu fie o diferență. Iată că se și observă cum se finisează și se aranjează aspectul deja. Nu-i așa că e minunat? Bun. Următorul pas este să aplic produse de bază, și anume Nail Prep, aplic aici, apoi voi aplica Ultra Bond, care este primer fără acid sau se poate găsi sub denumirea de Bond, Bonder, Nail Bonder sau primer fără acid sau nu știu, orice denumire, dar în descriere să știi că este primer fără acid. Este foarte important să folosești doar primer fără acid. Și ce mai este important este să nu îl aplici în cantitate foarte mare pe placa unghială, deoarece nu se usucă și pentru acest lucru facem următorul pas. În momentul în care scoatem pensula din sticlă și avem surplus pe pensulă, atingem pe un șervețel de o dată sau de 2-3 ori, pe un șervețel uscat, curat, pentru a îndepărta surplusul de primer de pe pensulă. Foarte important acest lucru. Plus multe alte aspecte ale primerului fără acid, printre care unul ar fi că trebuie să avem grijă să nu expire, să nu-l folosim expirat. Sunt anumite caracteristici după care ne putem da seama dacă primerul a expirat, nu după o dată scrisă pe sticluță. Și mai este foarte important ca nu numai cu primerul, ci și cu orice alt produs să nu atingem pe piele. Draga mea urmăritoare, sunt convinsă că pățești acest lucru. Nu vreau să te învinovățesc și nu vreau să te supăr spunând următoarele, dar e foarte important să nu mai faci asta, deoarece produsele cu care am atins pe piele pot să creeze alergii. E foarte important să înțelegi acest aspect și să te gândești de două ori înainte de a începe să faci o manicură sau de a îți dori să faci unghii tehnice, pentru că multe dintre voi mi-ați scris în comentarii că eu v-am motivat să faceți unghii tehnice, eu am fost muza, da, persoana care v-a determinat să începeți acest domeniu frumos. Îmi place și mă bucur să știu acest lucru, însă te rog, draga mea urmăritoare, din tot sufletul meu și din toată puterea mea, nu mai faci acest lucru, nu mai atinge pielea cu nici un produs. Nu ar trebui să atingem pielea nici măcar cu cleanerul cu care degresăm. Și el inclusiv poate să dea alergie. Și ce mai poate să dea alergie este chiar și praful în momentul în care pilim. În mod normal, ar trebui să desprăfim tot la 2-3 secundițe, să nu existe praf absolut deloc pe pielea clientei noastre sau să-i dăm să poarte mănuși decupate la vârful degetelor. Sunt foarte importante aceste aspecte și este foarte important să avem grijă să nu producem erori sau greșeli, deoarece aceste greșeli micuțe, care voi așa le considerați pe moment, vă gândiți așa în mintea voastră, ei, nu-i nimica, am atins puțin cu gel, crește unghia, se îndepărtează de pe piele, nu-i nimica. Dar voi nu vă dați seama că acel gel pus pe piele și chiar polimerizat și care rămâne o săptămână, două pe piele, poate să-i dea pe viață acelei cliente alergii. Și nu doar că va avea un aspect neplăcut al pielii, dar nu vrei să te gândești ce dureri are, ce dureri insuportabile și ce disconfort are acea clientă în momentul în care trebuie să introducă mâna în apă, caldă, rece sau știu eu ce altceva. Nu sunt foarte documentată pe acest subiect al alergiilor, dar pot să spun doar că este foarte inconfortabil și neplăcut să ai alergii și ce este mai important este că nu poți scăpa niciodată de alergie.
doar să o ameliorezi, să o menții sub control, dar niciodată nu o poți elimina de tot, ca o problemă de sănătate pe care o tratezi și nu o mai ai. Ea va rămâne mereu. Bun, am terminat de aplicat baza, am folosit o bază de ojă semipermanentă lichidă, clear, pe care am uscat-o la lampă aproximativ 30 de secunde. Iar după ce am terminat de polimerizat baza, între timp încep și pregătesc șablonul. Eu folosesc șabloane EMI, dar îmi plac și șabloane de la Hollywood Perfect Nails de pe site-ul nailcosmetics.ro. În acest tutorial, în acest curs, am ales să lucrez cu cele de la EMI pentru că am mai multă experiență cu ele, lucrând de aproximativ 2 ani de zile. Și sunt mai multe etape prin care trebuie să trecem. Prima dată se decupează această bulinuță din mijloc, după ce am eliminat-o pe cea de carton. Este foarte important să decupăm perfect pe lângă șablon, mai ales să nu decupăm din șablon. Folosim o forfecuță, nu cea cu care tăiem cuticula, da? E foarte important să folosești o altă forfecuță. Foarte important forfecuța să fie foarte subțire și ea. Apoi, după ce am decupat bulinuța, îndoim puțin aripioarele superioare, ca în momentul în care vrem să montăm șablonul, ele să nu ne incomodeze și să se lipească din greșeală pe deget, ca înainte ca noi să terminăm de montat șablonul. Îmi iau măsuri pentru decupajul penselor și al decolteului. Aici nu o să explic prea multe, deoarece explicațiile le găsești în cursul de manicură online de pe Patreon din nivelul de construcție. Iată, apoi voi începe să decupez pensele și dacă este nevoie, chiar și în decolteu se decupează. Draga mea urmăritoare, repet și menționez că dacă dorești să te înscrii la nivelul de cursuri online de construcție de pe Patreon, să o faci cât mai repede, deoarece mai sunt doar 7 locuri disponibile, locurile fiind limitate la 10, din care în momentul în care eu fac vocea acestui tutorial mai sunt doar 7 locuri disponibile. Așadar, scuze, pardon, așadar grăbește-te pentru a nu îți rata locuri la cursurile online de manicură. Este foarte important în momentul în care ne luăm măsurile să poziționăm șablonul arcuit sub unghia naturală, nu drept, pentru că vom avea dimensiuni diferite, eronate, dacă ținem șablonul drept față de cum este corect arcuit sub unghie. Și încep să decupez pensele, după cum spuneam, nu cu aceeași forfecuță cu care tăiem cuticula, dar să fie una foarte subțire. Este foarte important să nu ciopârțim șablonul, da? Să nu îl încrețim, să nu îl tăiem greșit, da? Trebuie să curgă lin tăietura cu forfecuța. Și când ne uităm pe șablonul întors invers, ar trebui să vedem un ursuleț cu capul în sus, practic. Sau în jos, mă rog, dar să fie un ursuleț, să nu fie un alt fel de animal. Mereu râd cu cursantele mele de la cursurile fizice din salonul meu din Bistrița Năsăud și când mă duc să verific șabloanele, cum le-au decupat, mereu le pun să-mi arate pe dos și să văd ce animal le-a rezultat. Pisică, câine, iepure sau știu eu mai ce, vulpe turbată, animale le-a rezultat. Și foarte puține dintre ele reușesc să facă chiar un ursuleț. Cele mai multe reușesc abia la ultimul șablon, la ultima unghie, să decupeze corect. Iată, acum montez șablonul sub unghiuță. De asemenea, aici am sărit peste câteva minuțele din curs, care nu am vrut să explic și să arăt aici pe YouTube. Tocmai din acest motiv, dacă dorești, poți să te abonezi la cursuri.
Iată, am terminat de montat șablonul, după care îl verific să văd dacă e drept. Tocmai din acest motiv am îndreptat puțin mânuța. Clienta trebuie să aibă tot timpul degetul drept și încordat. Iată cum este gata montat șablonul și încep să creez extensia. Folosesc o pensulă Nail Art numărul 2 de la Noblesse Nails. Și gelul Skin So Sexy, tot de la Noblesse Nails. Creez extensia, o extensie foarte subțire și cap la cap cu unghia naturală. Cap la cap însemnând că nu merg deloc cu gelul peste unghie, ci doar îl lipesc de vârf. Este foarte important să înțelegi acest lucru și să respecti acest lucru. Ți este în ajutor dacă respecti acest lucru. Atenție, draga mea urmăritoare, dacă plasezi o comandă de minim 100 de lei pe site-ul Noblesse, iar în secțiunea cod reducere voucher, scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Foarte frumos, foarte ok că este acest cod de reducere de 10%. Pentru că este destul de semnificativă reducerea de 10%. De acolo îți recomand să îți mai iei și gelul roșu ca focul să îți surâdă norocul. G3.5 este unul dintre favoritele mele, are o consistență și o pigmentație cum nu cred că ai mai văzut, never and ever, sincer îți spun. Dacă cumva îți comanzi acest gel, te invit în privat pe Facebook sau Instagram, Dascăl Ionela Ana, să-mi scrii dacă este sau nu așa cum ți-am zis eu, dar acest gel este wonderful. De asemenea, te invit să-ți comanzi și acest gel cu care eu lucrez, Skin So Sexy, dacă îți plac gelurile forming. Mie îmi plac foarte mult pentru că nu curg și pot să lucrez aproape 5 unghii cu ele. Dacă crezi că îți place și te descurci cu acest gel, iată-l, ți-l recomand cu cea mai mare încredere. Skin So Sexy Forming Cover are o nuanță foarte naturală, se camuflează după nuanța unghiuței, da? Își preia din culoare ca și unghiuța. Aici iarăși fac o chestie, ea se numește, această zonă se numește clepsidră și umplem această zonă clepsidră pentru a da rezistență unghiuței, ca în momentul în care îndepărtăm șablonul de sub extensie să nu se rupă, să nu existe riscul ca ea să vină jos, să se rupă extensia. Plus că, datorită faptului că umplem această zonă de clepsidră, avem o unghie continuă, fără nici o întrerupere, perfect dreaptă, subțire și fără nicio întrerupere. Nu aș putea să explic acum despre ce este vorba, decât în niște schițe care le-am făcut deja pe Patreon, site-ul de cursuri online. Acolo am explicat ce este această zonă clepsidră și de ce este important să o umplem în această etapă și să nu omitem. După ce am uscat zona clepsidră, iată, îndepărtez șablonul folosind aceeași forfecuță cu care am decupat. Apăs puțin sub extensie, o să facă un click, o să puște puțin și apoi voi îndepărta frumos, încet și cu grijă, cu degetele mare și arătător de la mâna dreaptă, voi îndepărta șablonul, ținând în continuare de aripioarele superioare care sunt lipite pe deget. Abia după ce am simțit că s-a dezlipit, voi deslipi și aripioarele superioare de pe deget cu mâna stângă. Iată, draga mea, se poate observa ce curba, ce proeminentă am. Lateralele inferioare sunt foarte frumoase, nu sunt depășite, nu sunt mai lungi decât ar trebui. Este foarte important să respectați forma dorită și dacă doriți pătrat, pătrat să faceți, nu oval și după aia să spuneți, lasă că pilesc eu. Pentru că vă dați mai mult de lucru, pierdeți timp și material, plus timp să-l piliți apoi. Este foarte important să țineți cont de aceste sfaturi. Iată.
Apoi trecem la încărcarea cu gel. Folosesc pensule limbă de pisică, tot de la Noblesse Nails. După cum îți spuneam adineaori, folosește codul Ionela în secțiunea cod reducere voucher și primește o reducere de 10% la comenzile plasate pe site-ul Noblesse Nails. De asemenea, îți recomand să-ți achiziționezi setul de pensule, pentru că mai este o pensulă la Noblesse, pensulă pentru French teșită. Îți mai recomand și bazele rubber și topul super glossy finish. Și ce-ți mai recomand? Wow, îți recomand gelurile paint și cele colorate și cel silver and champagne. Sunt multe chestii care îmi plac foarte tare de la ei și ți le recomand, dar uite-te tu pe site și plasează-ți o comandă cu ce dorești. Nu vreau să te influențez prea tare și să comanzi prea multe după care să spui că eu te-am influențat și ai cheltuit mulți bani. Ok, realizez acum apexul negativ. Nu dau la fel mai multe detalii despre asta, dar este de la sine înțeles la finalul tutorialului de ce îi se spune negativ. Și de ce se spune celui pozitiv pozitiv? Asta pentru că pe parcursul până la finalul tutorialului voi realiza și apexul pozitiv. După ce termin de aranjat, de nivelat gelul Skin So Sexy Forming Cover de la Noblesse, voi polimeriza la lampă. Foarte multe fete întreabă cât timp polimerizez la lampă. Eu polimerizez la lampă atât timp cât lucrez la cealaltă unghiuță de la cealaltă mână. Deci pentru mine nu este important timpul cât țin mâna lampă. Adică clar nu o să țin 5 secunde, dar nu o să stau nici să mă uit pe timer, ci eu o să-mi fac treaba la celălalt deget, exact cum vezi acum. Iar în timpul acesta, mâna stă la lampă, la polimerizat. De multe ori, clienta adresează următoarea întrebare: mai țin lampă? Iar eu îi spun nu, dar ce ai vrea să faci? Că oricum nu poți să atingi nimic cu mâna. La care ea, a, da, chiar așa, mai țin atunci lampă. Deci, clar, nu scoate mâna din lampă, pentru mine este un motiv în plus să nu scoată ca să nu atingă și așa eu le păcălesc și le spun, uite, trebuie să stai la polimerizat și atunci nu am riscul ca ele să atingă și să strice ceva sau să pună scămuțe pe unghie. Iată cum montez șablonul, cum l-am decupat și îl montez și pe deget sub unghiuță. Dar mai multe poți afla în cursul online de manicură de pe Patreon în nivelul construcție. Iată ce frumos arată! Este perfect, perfect! Creez și extensia în acest moment. O extensie subțire. Deja am așa o senzație că mă doare gura. Este incredibil să vorbești o oră în continuu și să nu-ți răspundă nimeni. Tocmai de aceea, draga mea urmăritoare, aștept să lași comentarii, ori cu ce dorești tu, cu întrebări, cu felicitări, cu orice dorești tu, lasă comentarii ca să simt că a vorbit cineva cu mine, că așa eu simt că vorbesc singură. Dacă ți-a plăcut, dacă te-a ajutat cu ceva, dacă ți-a lămurit unele lucruri pe care nu le știai până acum, chiar sunt curioasă dacă te-a ajutat acest tutorial. Și fă o comparație. Gândește-te așa, dacă tutorialul acesta de pe YouTube te-a ajutat, cât de mult te-ar ajuta cursul din nivelul de construcție de pe Patreon? Gândește-te puțin. Draga mea, acum realizez că nu am spus niciodată sau poate am spus și am uitat pe parcursul acestui tutorial. Dacă dorești mai multe detalii despre cursurile de manicură online de pe Patreon, intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălui Ionela Ana. Nu-ți face griji, poți să intri în privat și eu te lămuresc cu orice ai nevoie ca să știi.
Iată ce frumoasă este unghiuța asta. Pur și simplu am adorat-o, de aceea am preferat să o arăt și să o filmez. Îmi place foarte mult. Extrem de subțire, o curbace foarte proeminentă și, după cum poți observa, fără cleștișori. Nu este nevoie de cleștișori și chiar e interzis să folosești cleștișori. Pentru că cleștișorii poate să creeze onicofagie, dacă nu e onicofagie, am un lapsus acum, onicoliză laterală, scuze, nu vreau să induc lumea în eroare, deci onicoliză laterală. Onicoliza laterală este desprinderea unghiei de pe patul unghial în zonele laterale. Ok? Sper că am lămurit și nu am dus în eroare deloc. După ce am polimerizat toate unghiuțele la lampă, deci apexul negativ, am degresat cu cleaner și trec la prima etapă de pilire, și anume pilirea cu freza. Stânga-dreapta pe patul unghial, după care trec și la scurtare, să-i spun așa, deși nu e nevoie să scurtez, am făcut extensia de dimensiunea dorită, ci doar îndrept zonele care se văd clar că sunt ușor crețe. De multe ori, în cazurile mele, nu este nevoie să mai pilesc cu pila de carton decât marginea liberă și lateralele inferioare, deoarece suprafața unghiei o pilesc atât de frumos și de finuț direct din freză. Îmi cer scuze, dar deja se simte acest lucru că vorbesc deja în continuu de atâta timp. Îmi cer scuze, chiar nu vreau să supăr pe nimeni prin reacțiile mele. Dar am și o senzație că mi este răgușită vocea. A doua etapă este cea de pilire cu pila de carton. Pur și simplu finisez marginea liberă să fie perfect țiplă dreaptă, apoi lateralele inferioare, trag bine de faldurile laterale, foarte important, multe fete aici greșesc, iată, exact această zonă, multora le rămâne, nu o vede nimeni și clienta bagă unghiuțele sau alte ustensile pe acolo, trage de gelul respectiv și după 2 zile îți spune, păi știi, mi s-a desprins, s-a rupt, s-a crăpat construcția ta. Și tu te întrebi de ce? Păi iată, deci unul dintre motive este că nu ai pilit perfect gelul de acolo și ai lăsat ceva inconfortabil clientei tale. Bineînțeles că ea a scobit pe acolo, a umblat să repare ea puțin și iată, din acest motiv este unul dintre motivele pentru care se creează fisuri la construcție. Este foarte important de asemenea să nu pilești prea mult în lateralele inferioare și să papi laterala, cum se spune așa mai băbește. Foarte important, fiind unghie pătrată, să nu pilești prea mult din laterale pentru a rămâne laterala în continuitate cu laterala inferioară a unghiei naturale, adică pur și simplu din punctul de creștere să nu avem o senzație că unghia urcă în sus. Și ce mai este important este ca lateralele inferioare să fie paralele cu apexul, da? Cu zona de sus care o vedem, da? Privind de aici, trebuie să avem 2 linii paralele din zona aceasta. Foarte important. Sunt niște informații minore, dar care le dezvolt mult mai tare în cursurile mele de manicură online de pe Patreon, în nivelul de întreținere și de construcție. Ambele fiind niveluri premium, doar că cel de construcție este cel mai avantajos, pentru că plătești un preț foarte mic și ai acces la toate cursurile. Este o reducere de 50%, având în vedere că pentru toate cursurile plătești o sumă dublul sumei de la nivelul de construcție. Ai acces la toate nivelurile cu prețul mai mic și ai acces la grupul de Messenger și de Facebook, unde intru o dată pe lună live și mă poți întreba orice legat de unghii tehnice, iar eu să-ți răspund mult mai repede decât cum aș face din platformă, unde mă conectez poate o dată la 2 zile să văd ce s-a mai întâmplat pe acolo.
Iată și rezultatul, foarte frumos, arată foarte bine. Nu am vorbit deloc despre faptul că am pus gelul de la lunulă în jos. Nu știu dacă a observat cineva până acum, însă este și asta o informație foarte importantă care o poți afla din cursurile de manicură online. Acum trec la partea de apex pozitiv. Spuneam la un moment dat că până aici am făcut apexul negativ, acum realizez apexul pozitiv. Cu rubber base transparent aplic un strat subțire, după care voi veni cu o bulă mai mare, o cantitate mai mare pe zona lunulei, care o voi autonivela, o voi pierde frumos peste toată unghiuța, dar practic cantitatea cea mai mare rămâne în zona lunulei. De ce în zona lunulei? Pentru că acolo nu avem niciun produs și nu se poate ca să ne rămâne unghia chiar complet goală. Și poate ai auzit pe undeva, printr-un live sau la un alt fel de curs, că cine folosește sau aplică tehnica apex negativ și apex pozitiv are rezistența garantată. Ei da, draga mea, urmăritoare așa este. Dacă facem și apex negativ și apex pozitiv, avem rezistența mult mai crescută decât dacă am folosit doar apexul negativ sau doar apexul pozitiv, deci doar unul singur. Este foarte important să faci diferența între ele, să înțelegi de ce îl folosim pe unul și de ce îl folosim pe celălalt și de ce le folosim pe amândouă sau când este nevoie să-l folosim doar pe unul și așa mai departe. Toate aceste informații le poți afla în cursurile mele de manicură online, de pe Patreon, în nivelurile întreținere sau premium construcție. Iată, ceva foarte wow, ceva foarte drăguț. Pe acel rubber base aplic folia de transfer. Rubber base-ul care eu l-am folosit în acest tutorial este Rubber Base Clear de la Diamond Nails. Este ceva ce am realizat eu de-a lungul timpului, că mi iese doar cu acest produs și sunt foarte încântată că am descoperit acest lucru. După care folosesc top coat mat de la Buff. Îmi place foarte, foarte mult acest top. Chiar astăzi am primit o comandă în care mi-am comandat alte două topuri mate noi de la Buff, ca să am și pentru cursante, da? Pentru că urmează să am cursuri și să am de ajuns pentru cursante. Iată ce aspect wow iese în momentul în care aplici topul mat peste o folie sidefată argintie. Draga mea urmăritoare, mă apropiu într-un final de finalul acestui tutorial. Îți mulțumesc că ai urmărit cu răbdare, sper, și cu plăcere acest tutorial. Sper că te ajută foarte mult pe viitor. Sper că ai aflat informații prețioase și de ce nu te invit, te aștept să te înscrii în platforma de cursuri online de pe Patreon sau înainte de asta, de a te decide, intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălui Ionela Ana ca să îți ofer mai multe detalii, să știi pe ce să dai banii. Pentru că bănuții sunt prețioși și trebuie să știm că avem garantată calitatea sau rezultatele, așa că intră în privat să-ți ofer mai multe detalii despre cursuri, pe ce să dai banii, practic. Iată, aici realizez și modelul amprentă. Folosesc geluri, dar acest curs este filmat cu ceva timp în urmă, iar acum, mai nou, am descoperit un alt produs cu care se face amprenta mult mai wow, mult mai bine. Dar despre acest produs vei afla în cursurile de manicură online de pe Patreon, din nivelul construcție. Nu uita, draga mea, că locurile la nivelul construcție sunt limitate. În momentul acesta mai sunt doar 7 locuri disponibile, așa că dacă îți dorești să te înscrii, grăbește-te să apuci să prinzi loc liber pentru tine, draga mea. Draga mea, abonează-te la canalul meu de YouTube dacă îți place de mine, dacă îți place cum vorbesc, cum mă exprim, ce îți arăt, calitatea videoclipurilor și ce, practic, ce informații îți ofer. Abonează-te la canalul meu de YouTube, dar
Cel mai important pe lângă abonare este să apeși și clopoțelul de lângă ca să primești notificări de fiecare dată când eu postez ceva nou. Dacă nu apeși clopoțelul, practic te-ai abonat degeaba, pentru că tu, ca să vezi ce am mai postat eu nou, trebuie să mă cauți și să vezi ce videoclipuri nu ai reușit să le vizualizezi. Dar dacă tu ai apăsat pe clopoțel, ai primi o notificare de fiecare dată când eu postez ceva nou. Poți să dai și like and share pe rețelele de socializare, să vadă cât mai multă lume tutorialele mele de manicură, să ajutăm și alte tehniciene, manicuriste sau chiar fete începătoare cu aceste informații. Bineînțeles, dacă din punctul tău de vedere sunt informații prețioase și dacă pe tine te-au ajutat, e clar că o să ajute și alte fete. Așadar, distribuie să vadă cât mai multă lume. Revin cu topul mat peste amprentă, apoi voi degresa și cam asta este despre tutorialul, cursul de construcție din nivelul de construcție de pe Patreon. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc din suflet. Să ai grijă de tine în această perioadă dificilă din lume, să-i spun așa. Virusul acesta ne omoară și ne sfâșie, nu știu, ne întristează, ne duce în depresie, dar nu te lăsa doborâtă, draga mea urmăritoare. Îți urez multă sănătate, ai grijă de tine, stai în casă și să ne vedem cu bine în următorul tutorial sau pe platforma de cursuri online Patreon sau, de ce nu, chiar la cursurile fizice din salonul meu din Bistrița Năsăud. Te aștept în privat pentru orice detalii legate de orice tip de curs. Pupici, draga mea, grijă de tine!